нет? Так я смотрю, кто у меня ворует мечи. А. La mine istoria este, de fapt, istoria așa, simplă, din cauza doctorilor a fost o traumă la naștere și de atunci, adică chiar din ziua când m-am născut, a fost depistată diagnoza. A fost și eu pieton de rând de rând și am mers și eu cu trolebusurile și autobusurile foarte mult timp. Într-adevăr, este o problemă, pentru că este destul de dificil să stai în frig și să aștepți trolebus. Dar iarăși vreau să spun altceva, că la ziua de astăzi am avut situație când automobilul mi era în service și trolebusurile chiar mergeau destul de des. Adică aș spune că sunt foarte mulți trolebusuri care sunt accesibile. Adică este destul de ok, comparativ cu anii când nu aveam eu automobil și trebuie să stau la stație ori în șir să rog pe cineva să mă urce în autobus sau în trolebus, pentru că nu erau trolebusurile astea noi dotate cu ramă. Erau situații când mă apropiam de cineva și îl rugam să mă ridice într-un trolebus la care omul îmi întindea un leu. Domnule, n-am nevoie de bani, am nevoie să mă ajutați să mă urc într-un trolebus. La noi, în Republica Moldova, dacă e ține de dizabilitate, toți cred că asta totul ține numai de accesibilitate. Dacă să fie accesibilitate, poți să fie super. Dar asta dacă să fac rampe, asta nu schimbi nimic în Republica Moldova. Și după părerea mea, asta schimbi, dar asta e, trebuie cum să zic așa mai global de gândit pentru persoane cu dizabilități. Eu singur trebuie să lupt pentru mine. Asta e situația. Trebuie să am serviciu, trebuie să fiu utilă. Și simt. Fac în fiecare zi mișcare, că altfel n-aș exista. Și cu mult optimism merg înainte. Viața e frumoasă, indiferent cum este. Când m-au diagnosticat și știam cum evoluează, am crezut că s-a sfârșit lumea. Gata, credeam că nu mai există viață. Există viață după orice. Există. Nu mai pot așa, am luat bastonul în mână, nu mai pot cu bastonul, am luat rolatorul și tot așa mai departe. Uite așa. De lucrat, lucrez, merg la serviciu, plătesc taxe, plătesc ca toată lumea, dar o simplă bordură am scris și la primărie. Primăria a redirecționat scrisoarea către Direcția Drumuri și Transport, dar ăștia mi-au răspuns. Răspunsul lor așa a fost păreau ei cei umili.